Ședința aceasta continuă, se dă citire dispozitivului sentinței, numele legii 6 august 2014. Judecătorii Buicani a examinat în ședința aceasta publică cauza penală de învinuire a lui Rusu Dumitru Cordoneanu Petru în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 328, alineatul 2, litera A, C, cod penal. În conformitate cu articolul 390, cod de procedură penală, instanța de judecată adoptă următoarea sentință. Cordoneanu Petru și Rusu Dumitru, pe învinuire adusă în baza articolului 328, alineatul 2, litera A, C, se achită deoarece fapta nu s-a dovedit a fi săvârșită de inculpați. Acțiunea civilă, înaintată de Cușner Valentina către Cordoneanu Petru și Rusu Dumitru, privind încasarea venitului ratat în sumă de 23.820.000 lei și a pagubii morale în sumă de 1 milion lei, de respins ca fiind neîntemeiată. Sentința cu drept de apel, curte de apel în municipiul Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul judecătoriei Buicani. Ședința de judecată se declară închisă.